Salutare hudinașilor și bine v-am găsit la un nou episod de Zuba. Chiar acum sunt pe live și sunt aici cu oamenii și am reușit să deblochez clanul, adică pot să fac clanul în sfârșit. Am intrat în Liga 5, am 1218 trofee și mă duc tot mai sus, tot mai sus. De asemenea, aveți acolo link în descriere, chiar primul, către unde fac eu live-uri. Mergeți și rupeți cu toții butonașul de follow. Aveți link și către Instagram-ul meu, hudini.insta. Rupeți și acolo butonașul de follow. Și de asemenea, un like și un share și un subscribe. Haideți să vedem dacă putem să strângem o grămadă de like-ulețe la acest episod minunat. Ia să vedem noi ce mai avem de deschis pe aici. Am o cutiuță pe care pot să o deschid. Mai am încă două, cred, acolo gratuite în dreapta. Și mai am încă una în Trophy Road. O să le deschid pe toate, dar întâi vreau să fac clanul. Dau pe Create Clan, așa, bun. O, și aici pun numele clanului, forță. Ia să vedem noi, punem Easy Houdini. A, nu mai merge. Aș fi vrut să pun Easy Houdini Clan. Să pun oare Easy Hash Clan? Nu, mai bine pun Easy Houdini. Numai că e exact ca și numele meu. Da, e bine și așa. Easy Houdini, bun. Ok. Și o să las acum ca să poată să intre toată lumea. Auto-approve, asta înseamnă că poate să intre toată lumea, cred. Și trofee, o să pun 1200 de trofee pentru că eu atât am. A, dar nu pot, 1000 de trofee pentru că eu am 1200. Așa că o să las limita asta. Hai să ne gândim la un badge aici. Ce badge să punem? Bă, n-au unul cu un husky? A, nu, astea-s. A, uite, o să punem ăsta cu inimioara. O să punem badge-ul ăsta cu inimioara. O să facem inimioara verde pentru că, a, nu merge. A, inimioara nu poți să o schimbi, nu? A, am înțeles, ok. Și o să facem verde cu roșu, cred, sau cu galben. Ce să facem oare? O să fac totul galben, nu, totul roșu. Totul verde. Totul verde, hai totul roșu, parcă arată cel mai bine așa. Parcă arată cel mai bine așa, deci am făcut o inimioară roșie pentru voi hudinașii. Și mai punem aici o descriere și scriem aici acesta este clanul, opa, clanul oficial al hudinașilor. Punem așa, dăm ok, deci vă luați și după descrierea asta ca să vedeți care este clanul bun. Și dau confirm și avem clan deja. Hoi. Așa, avem 50 de locuri. Și aici putem să donăm chestii. Bă, putem să donăm chestii. Putem să vorbim pe chat. Oh, nice. Aici putem să căutăm clanul. Interesant, bă. Interesant, aș putea să zic. Și deja, ia uite, a intrat Red Fox. Oamenii care intră acum intră direct de pe live, pentru că eu sunt live acum în acest moment, după cum v-am spus. Așa că haideți cu toți aici. Am pus un steag. M-am predat. L-avem pe Nociv. Unde este Nociv aici? Pe live sau scria cineva? Ah, nu, a pus cineva un emoticon. Alex Nocivan a pus un emoticon pe Twitch unde fac eu live-uri cu un raton și a zis să-l avem pe Nociv. Am înțeles. Dacă vreți să vedeți și voi toate chestiile astea, mergeți acolo pe primul link din descriere și vedeți în avans și episoadele filmate. Hai să vedem cine mai intră acum în clan. Hai mai intrați în clan, intrați în clan. Se numește Easy Houdini și mai are vreo chestie, vreun tag, ceva. Nu are niciun tag, nu? A, uite aici, clan info. Și nu știu dacă scrie ceva. 1000 de trofei limita. Scrie că avem 2700. A, uite, acum a intrat acum cineva. Cătălin 700, forță. Are și el 1000 de trofee. Pune la 100 de trofee. Păi trebuie să faceți. Trebuie să faceți trofeele pentru că eu am 1200. Și nu o să pun mai puține decât am eu. Așa că faceți repede că mai sunt încă 50 de locuri. Aveți timp. Ia să le mai aici pe social. A, chat, bă, mi-a dat chat. A, e chatul ăsta de aici. Am crezut că mi-a mai dat un chat sau ceva. Și de donat cineva putem să donăm. A, putem să cerem ajutor. Oh, merge să ceri ajutor cu crate-uri.
Nice! Sau ia uite, poți să deschizi în clan sau ceva de genul ăsta. Nu înțeleg cum funcționează chestia asta, dar nu cred că are nimeni. Oh, interesant, bă. Interesant. Ah, poți să iei crate-uri din clan. Am luat un crate, ia uitați-vă. Puteți să intrați și voi să vă luați un crate. Dați aici pe donate și apare aici un crate. Și mergeți să luați un crate. Sau l-a pus cineva, cineva? Nu cred. Nu știu care e faza. Ask for help. Nu știu care e schema, nu prea înțeleg eu. Dacă știți voi să-mi scrieți, dacă știți voi să-mi scrieți acolo în comentarii, pentru că nu prea înțeleg cum stă treaba cu clanul. Înțeleg că poți să colectezi un chest și să deschizi, dar mai mult de atât n-am înțeles, sincer să fiu. Da, uite că acum am full, sau și înainte aveam full, nu mai știu. În fine, nu contează, Jean boxează. Ok, și trebuie să faceți 1200 de trofee, de fapt 1000 de trofee ca să puteți intrați în clan. Eu zic că le faceți destul de ușor, nu m-am jucat chiar așa de mult ca să le fac, așa că va trebui să le puteți face și voi. Așa că băgați acolo mare, că nu prea sunt chiar așa multe locuri. Ia să vedem câte locuri mai sunt, a mai intrat cineva. 3 ani, nu, suntem 3 persoane din 50. Băgați mare, mare, că aveți loc, sunt încă 47 de locuri. Și că nu mă ajut să-l deschid mai repede. Am înțeles, bă. Deci treaba stă în felul următor. Ok. Hai să dau și cu Cătălin. Dau acum un match. După care o să dau și cu altcineva. Dăm pe ready. O să mă joc acum cu Bruce. Primul match. Cu Maimuțoiu. Deci oricum. Trofeele se fac foarte, foarte repede. Credeți-mă că nu m-am jucat aproape deloc. Am o groază de trofee. Singura chestie este să rezistați printre ultimii. Dacă nu vă pricepeți să vă bateți, mai bine stați, vă ascundeți în tufe și să ieșiți printre ultimii și faceți o groază de trofee la început. Dacă câștigiți de, sau și acum credeți, de undeva la 40 ceva de trofee. Adică mi se pare enorm, sincer să fiu. Ok, iau repede bombica asta. Mai am de luat și sulița. Să văd ce mai prind acolo, mai era un shotgun. Dar nu l-am prins din păcate. Ce faci, băi, Maimuțoiule, băi? Am văzut dacă îl prind pe ăsta. Îl sparg dacă îl prind pe ăsta. Îl sparg dacă îl prind pe ăsta. Opa, țopa. Opa, țopa. Așa s-am îndoi împreună, oare? Opa, țopa. Opa, țopa. Opa, țopa, țopa, țopa. Asta e că sar încă o dată. Nice. Mama asta trebuie să moară. M-am prins, bă, în ăla, bă. De cineva m-am prins în ăla? Oh, gata. Ăla i-am dat-o în freză. Pot să-mi dau și eu niște heal. Ce-mi place la maimuța asta că rezistă foarte, foarte mult. Iau și ăsta, bun. Hai că vine acum să te ajut, Cătălin. Ah, l-ai bătut deja, forță. Ia și ăla de... Ia și ăla, ia și scutul. Ia scutul, ia scutul. Ia scutul. Așa, bun, ăla-i, că eu am un scut. Și... Mergem pe următorii, nu? Că nu mai avem nimica pe aici. Opa, opa. A, trebuie să mă bag cumva pe bătaie. Dar nu mai am viață, asta e problema. Mamă, și ăsta e full viață. Asta e full viață. Oh, m-au prins aici. Da, m-au prins. Nu mai aveam scăpare deloc. Mi-au prins pe amândoi. Să-ți iau un buș, bă, nemernicii. Am ieșit pe locul 10. Să-ți iau un buș, nemernicii. Și ne așteptau acolo și când am intrat direct, mare capcană. Am băgat și eu aici deja 10 trofee. A, și trebuie, bă, stai și astea așa că nu e așa. Trebuie să deschid cutiuțele astea. Poate îmi pică și mie ceva bun. Hai să vedem, deci am 2 din astea gratuite. 1, 2, 3 și hăț. Plus 1 pe Larry. 9 bănuți, mai am încă 1. 1, 2, 3 și hăț. Plus 1 pe Nyx. Și încă 9 bănuți, mai am și ăsta de aici. Hai să vedem. Dăm ceva super bun, Zuba. 1, 2, 3 și hăț. Plus 2 pe Bruce.
Și 47 de bănuți. Auzeam și piggy bank-ul, dar din păcate nu cred că pot să îl iau. Și mai am și din Trophy Road. Hai să vedem. 1, 2, 3 și hâță! Plus 2 pe Piper. Și 53 de bănuți. Mai am și bănuții ăștia. O groază de bănuți. Ia să vedem ce mai am de colectat. Mai am de pe Piper. Niște bănuți. Forță, bă. Și mai aveam ceva de pe aici, oare? Ia să văd așa. Pot să fac nivel mai mare pe cineva? Nu pot. Așa că hai să mai dau încă un match, dar să dau acum cu altcineva. Hai să vedem cine intră. Cine intră acum de pe live? Trebuie să-mi pun ăsta codulețul. Deci codulețul este următorul. Oh, uite că mi-a dat Red Fox. Bun, hai să dăm un match și cu Red Fox. Heidi, Heidi, Heidi. Ne băgăm aici în tupa asta. Și hai să vedem dacă putem să le dăm în freză, să ieșim pe locul 1. Eu sper să meargă. Sper să ne iasă acum pasența. Am ieșit pe locul 2. Bă, ce fuge asta cu Goldanu, bă? Bă, ce fuge asta cu Goldanu, bă? Opa, că m-am blocat acolo puțin. Nu, da, nenia, te rog. 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 Aolo, aolo. Nu-i prea bine, bă. Oh, și ce face Red Fox? O dormi pe bune? Trebuie să iau ăsta repede. Singura chestie este că nu mai prea am viață. Dar parcă mai era pe aici încă... Încă un din ăsta, cum îi zice, încă un gardian. Haide, Red Fox, vino! Revino, ți Red Fox! Nu, că acolo e unul... A, uite ce lău este. Vulpița aia. Țopa, țopa, gata, i-am dat-o în freză. Ăla-i. Aveam nevoie mare de heal-ul ăsta. Bun, l-am bătut și pe ăsta. Hai, l-am bătut și pe ăsta. Bă, o meritat, sincer să fiu, să stau puțin. N-am putut să o bat pe vulpița aia, dar măcar sunt full viață. Opa, țopa, țopa, țopa. Opa, țopa, țopa, țopa. Au, nu, 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 nu-i prea bine. Trebuie acum să-l ridic. Bine, Red Fox, hai să ne tirăm de aici. Mai sta Red Fox. Hai să plecăm de aici. Avem nevoie mare de viață. Aolo, iar l-o prins. Aaaa, și m-a prins și pe mine. M-am întors după Red Fox și mi-a dat-o în freză. Am ieșit pe locul 6. Bă, tot e bine. Am ieșit pe un loc bunicel, zic eu. Plus 13 trofee și 3 bănuți. Am vrut să-mi ajut cu echipierul și ne-am luat-o în freză. Aia, cât spune, cât spune. Hai să vedem acum cu o altă persoană. Cu o altă persoană. Dăm așa pe live. Și hai să punem codulețul. Cine bagă codulețul repede? 4-3-4-6-8-1-BK. Hai să vedem. Scuze, am avut lag. Nu-i problema. Asta este Red Fox. Hai să vedem. Cine intră să se joace? Cine bagă codulețul? Uite-l pe Nociv. Hai să vedem. Intră Nociv. L-am invitat pe Nociv. Oare intră Nociv sau nu intră? Oi, di băi, Nocivane, băi, ce faci? Văd că nu intră. Cred. Da, așa că intră. Hai să dau live, să vedem. Poate intră altcineva. Hai, băgați codulețul. Băgați codulețul repede, repejor. Haideți, băgați codulețul, băgați codulețul. Haideți, haideți să vedem. Mai intră cineva? Dacă nu, poate să mai intre și o altă persoană care a mai fost. Dacă nu mai intră nimeni. Haideți, băi, haideți, băi. Hai, băgați oricare codulețul, dacă nu.
Sau de fapt vă dau eu invite. Aveți la prietenioare? Hai să mai dau una cu Red Fox. Sper să nu mai ai lag acum. Dăm pe ready și hai să îi dăm bice. A, dar stai să mă joc. A, gata, cu intrat. Am vrut să mă joc cu altcineva. Am vrut să mă joc cu altcineva, dar din păcate, din păcate, n-am mai apucat să schimb caracterul. Trebuie să stăm, bă, dar dă un damage foarte mare mai mult asta. Dacă pălești cu ultimata, dai foarte, foarte mare damage-ul. Opa, opa, stai aici, nu fugi. Nu fugi, maimuțoiule. Stai cu mine. Nu știu cum îmi schimb chestiile alea. Că trebuie să meargă să-ți schimbi emoticoanele astea. A, ba, da, uite că mi-a mai dat un din ăsta. Sau l-aveam și înainte, nu mai știu. Ia tu sulița, mă duc să iau grenada asta că e mai bună. Opa, țopa. Tu ai cu minte. Take it easy. Oh, că m-a furat, bă. M-a furat la cameleonul. Ai, ce mi-o acum în freză. Oh, nu. Ai, mă, pe bune. Bă, dar de ce mă fură ăștia în continuu, bă? De cineva mă fură ăștia în continuu, bă? Ăla-i bun. Nice. Mi-am recuperat grenada. Aveam nevoie mare de ea. L-am bătut și pe ăsta. Hai că vine acum. Să vezi cum te duci tu, Larry. Să vezi cum te duci tu. Mamă, ce heal-uri ciodată ăsta. O furat pe acolo, da. Așa că am luat-o în freză, sincer să fiu. Ce cu sulița asta de aici? E bună? Am crezut că e gold, bă, dar nu era gold. Măcar am o grenadă gold. Așa, încă o bucată. Ăla, i-am spart pe toți acolo. Mamă, a murit și ăsta, forță. Mai am nevoie de asta de viață. Ăla și de asta am nevoie. Colectez tot, nu mă las. Și acum am dau și viața. Opa, am nevoie și de asta. Nice. Acum trebuie doar să ies din zonă. Oh. Nice, nu o să mai scape asta, never ever. Viața la de viață, bun Red Fox. Oh, și are și shotgun, bun Red Fox. Poate câștigăm match-ul ăsta. Acum trebuie să jucăm cu grijă. Oh, că nu l-am prins. De la Shelly, hai că vin și eu. Ăla-i bun, nice. Ia ăla repede, pe ăsta nu mai pot să-l iau. Stai așa că vin eu. Oh, ce-am prins eu aici. Nu mai prindem noi asta. Oh, nu vine să cred că nu l-am prins. Bun, a murit ăsta, nice. Trebuie să-mi bag o viață. E atât de low, pe bune. Pe bune? O mai rămas ăsta atât de low? I-am dat-o prin cutie, bă. Vreau să mă mai joc cu el și am ieșit pe locul 1. Vreau să mă mai joc cu el numai așa să mă învârt, pentru că avea foarte puțină viață și nu prea mai avea ce să-mi facă. Eu aveam o groază de viață și el era imposibil să mă bată. Și am scos și noi un locul 1. Am făcut direct 42 de trofee. Dă-mi un gold crate. Mi-a dat un silver. Mama mia, hai să vedem dacă putem să îl deschidem. Îs curios, bă.
Sau bă, nu, lasă că îl pun la deschis și o să-l deschid pe următorul episod. N-am avut niciodată un silver crate din ăsta. Dar nu pot încă, trebuie să mai aștept o oră după care pot să-l pun la deschis. Așa că o să-l pun eu eventual după o oră la deschis. Să nu uitați de un like, un share și un subscribe, cam ăsta a fost episodul. De asemenea aveți acolo primul link din descriere, unde fac eu live-uri. Mergeți cu toții și rupeți butonașul de follow. Și aveți și Instagramul meu, hudini.insta. Rupeți și acolo butonașul de follow. Și un like, un share, un subscribe. Și noi ne reauzim pe următorul episod. Pa, pa!